Bună, prietene! Acum vom discuta despre cum folosesc timpul performerii de top. Fiecare persoană de pe planetă are alocate 1440 de minute în fiecare zi. Modul în care alegi să le folosești face diferența. Din păcate, gestionarea eficientă a timpului poate fi uneori o provocare. Pentru a te ajuta să profiți la maximum de timpul pe care ți l-ai alocat, consultă aceste 10 sfaturi simple și eficiente de gestionare a timpului. Abordează mai întâi cele mai importante sarcini. Asta se numește Eating That Frog. Începe în fiecare zi abordând mai întâi cea mai mare și mai înfricoșătoare sarcină. Când faci asta, orice altceva îți va părea simplu. Schițează un sistem de prioritizare a sarcinilor numit metoda A, B, C, D, E. În această metodă, sarcinile A vin întotdeauna înaintea sarcinilor B și sarcinile B înainte de sarcinile C. Sarcinile D sunt delegate, iar sarcinile E sunt eliminate complet. Respectând această metodă, te poți asigura că abordezi întotdeauna cele mai importante lucruri mai întâi și îți folosești timpul cât mai înțelept. Fă o listă de sarcini, fă un to-do list. Listele de sarcini au un mod de a ajuta oamenii să-și organizeze sarcinile. Acestea creează, de asemenea, o întruchipare fizică a existenței sarcinilor, amintindu-ți că aceasta trebuie realizate și îți oferă stimulente pentru a începe să verifici, respectiv să bifezi articolele. Asigură-te că utilizezi o listă pentru a rămâne bine organizat. Divizează și cucerește. Dacă ai de îndeplinit o sarcină majoră, încearcă să o împarți într-o grămadă de sarcini mai mici. Această colecție de sarcini mai mici va părea mult mai puțin intimidantă decât pare sarcina atunci când este privită ca întreg. Obține impulsul. După ce ți-ai împărțit sarcina mare într-o grămadă de sarcini mai mici, alege-o pe cea mai mică din grup și îndeplinește-o. Să începi este adesea cea mai grea parte. Odată ce ai început, continuarea va fi mult mai ușoară. Concentrează-te pe negativ. Frica este un motivator excelent și dacă sarcinile tale sunt importante, nerealizarea acestora va avea cu siguranță unele consecințe negative. Deși nu dorești să te concentrezi atât de mult pe aceste consecințe, încât să le permiți să se transforme într-o frenezie îngrijorată, o mică îngrijorare poate fi excelentă pentru înlăturarea amânării. Vino pregătit. Când începe o sarcină, asigură-te că deții tot ce ai nevoie pentru a o finaliza. Ia-ți timp să te relaxezi. Un pic de relaxare este crucială pentru menținerea unei mentalități pozitive și motivate. Dacă lucrezi în mod constant, fără să-ți aloci timp pentru a te odihni și a-ți aduna gândurile, te vei epuiza rapid și vei fi în imposibilitatea de a-ți îndeplini în mod eficient sarcinile, indiferent cât de mult ai încerca. Recomandarea mea personală pentru timpul de relaxare este meditația sau sportul. Dar, până la urmă, fă ceea ce te ajută pe tine. Recompensează-te. De fiecare dată când finalizezi o sarcină sau o parte semnificativă a unei sarcini, recompensează. Nu trebuie să fie ceva foarte important. Ieși afară, întinde-te, ia o prăjitură din dulap, verifică-ți telefonul sau execută orice altă activitate scurtă, dar plăcută, de care te-ai putea bucura. Atâta timp cât recompensele tale nu încep să-ți ocupe prea mult timp, ele pot fi modalitatea puternică de a te motiva să începi să-ți verifici articolele din lista de sarcini. Lucrează mai inteligent, nu mai greu. Înainte de a începe o sarcină, fă un pas înapoi și analizează cel mai bun mod de a face acest lucru. De multe ori, câteva minute de pregătire vor ajuta și vei economisi ore de muncă ineficiente. Deleagă. Cei mai buni lideri știu cum să delege corect sarcinile. Dacă există o muncă pe care îți poți permite să o externalizezi sau să o delegi altcuiva, fă-o. În acest fel te poți asigura că eforturile tale sunt întotdeauna axate pe sarcinile care sunt cele mai importante pentru tine. Scrie-mi în comentarii care sfat te-a ajutat să-ți organizezi mai bine timpul. Până atunci urmărește-mă pe Facebook, LinkedIn, YouTube și Instagram. Intră acum pe www.raduprisacaru.ro pentru a descărca toate exercițiile și nu uita, în fiecare zi ne reinventăm și mergem mai departe. Toate cele bune!